seara, dragi telespectatori și bună seara, dragi invitați și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Diana și invitații săi. În primul rând începem prin a vă mulțumi dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne urmăriți de fiecare dată, iată într-un număr foarte mare și ne bucurăm din suflet de acest lucru. Așa că și astăzi petrecerea va fi întoi pentru că îi avem alături pe cei din taraful Marian Viteză. Haideți să-i aplaudăm! Bună seara, bine ați venit pentru prima dată la noi! Ne bucurăm tare, tare mult! Bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Am venit într-o formulă mai mică acum că prietenii mei au fost puțin ocupați. Sunt cu Mădălin cu Orga și Anda Călărașu, solista. Haideți să o aplaudăm. Bună seara, doamnă seara, scumpă. Bună seara. Bine ați venit și dumneavoastră. Bine v-am găsit. Astăzi o să ne cântați și live, așa că am avut parte de un început absolut senzațional în compania dumneavoastră. Adevărați profesioniști, așa cum place mie să spun. Mulțumim, da. Facem, nu ne place să cântăm, nu să vorbim, să, eu zic să trecem la fapte. Da. Așa spunem și noi, dar mai avem câțiva invitați pe care dorim să-i prezentăm telespectatorilor, bineînțeles, domnul Ciprian Bălan, care a revenit cu drag alături de noi și de această dată. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și bine te-am găsit, Diana! Vin cu drag de fiecare dată când primesc invitație, așa că... Foarte bine, ați venit și cu piese noi. Abia așteptăm să le ascultăm. Sigur, în premieră. Sunt în premieră. La tine aici. Am înțeles ce motiv de bucurie. Iată, vă mulțumim foarte mult. De asemenea, Nicoleta Badea, prietena emisiunii Diana. Bună, draga mea, bună seara. Bună, draga mea, și iată și colega mea de la corul Apasionato. E o plăcere deosebită să fiu în această seară alături de tine și de taraful domnului Marian. Sigur că da, sperăm că va fi o seară pe cinste și că telespectatorii se vor distra. Apropo, ce ați făcut pe 1 martie? Ce doriți să faceți pe mai departe, dacă aveți și niște planuri? Păi, bineînțeles, ce să facem? Am cântat. Că asta e meseria. Foarte de fiecare bine. Sărbătoare. Și pe 1 martie bănuiesc că aveți ceva special pentru doamnele și domnișoarele. Da, pentru toate doamnele și domnișoarele. Avem un program frumos. Facem în seara asta. Am înțeles, o să ne prezentați o parte din program, da, nu? Da. Foarte da. Bine, asta ne și dorim. Știți că am sărbătorit și dragovetele. Apropo, ce ați făcut de dragovete dumneavoastră, adică toți de aici, din platoul nostru? Păi, ce să fac? Îndrăgostit, toată viața am fost îndrăgostit. Foarte și... bine, așa să rămâneți. Haideți să aplaudăm, ce curaj are! Nu? Da. Foarte, foarte, foarte bine. Păi eu zic să începem cu dumneavoastră așa, să intrăm în pâine, ca și cum s-ar zice. Cine ați pregătit așadar? Am mai multe piese, o să vă cânt și live cu solista. Live, sigur că da. Dar am și piese în studio făcute, piese, compoziții proprii, câteva hore și o sârbă și o sârbească. Ce mi-a foarte bine. Așa, da. Eu zic așa, să vă ascultăm, să veniți aici în fața alături de mine. Așa că pentru dumneavoastră, dragii mei, Marian Viteză. Thank you.
Mulțumim, maestră, ce frumos! Ne-ați cântat, sunt piese noi, bănuiesc, sau... Asta e hora făcută de mine, se numește Hora Visătorilor. Oh, Hora Visătorilor! Mai... Bănuiesc că visați așa frumos, în perspectivă, nu? Am așa înțeles. Ia să vedem, telespectatorii, unde vă pot găsi pentru evenimente, pentru că știți că este o perioadă foarte încărcată de evenimente, de nunți, de botezuri și cu siguranță vor să vă solicite, pentru că sunteți și o formație foarte bună, de altfel și... Pe pagina de Facebook Marian Viteză Evenimente sau pe pagina oficială Taraful Marian Viteză. Am înțeles, o să vă dăm și un like dacă nu am făcut-o deja, dar cu siguranță v-am dat like. Vă mulțumim și noi pentru prezență și noi bineînțeles că mergem mai departe, dragii mei, în compania domnului Ciprian Bolan. Haideți alături de mine, ce mai face, sănătos, voinic? Bine fac, da. Da, haideți să și-l aplaudăm pentru că a fost și ziua dumnealui, data de 2 martie, dacă nu mă înșel, da, nu? Da, da. Haideți să-i cântăm la mulți ani, ce ziceți, o surpriză așa? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Ciprian să trăiască, Ciprian să trăiască, la mulți ani! Vă mulțumesc! La mulți ani să aveți parte de sănătate multă și tot ce vă doriți, aveți o familie deosebită, o soție minunată și un copil minunat, să vă trăiască cu toții și să vă bucurați din plin de momentele frumoase pe care le petreceți în familie, pentru că nu se uită niciodată și... bineînțeles, sunt cele mai frumoase. Ia să vedem în această seară cu ce ați venit pregătit, așa că este și ziua dumneavoastră, trebuie să petreceți. După cum ți-am promis. Și aș vrea să dedic tuturor telespectatorilor Columna TV și tuturor celor care ne urmăresc și ne care... iubesc. Dacă nu ne iubesc, poate o să ne iubească. E, sigur vă iubesc. Haideți să vă și ascultăm. S-a mai dus un an de-al meu și azi mă sărbătoresc tu și care mă iubesc. Mai cu bine, mai cu greu, s-a mai dus un an de-al meu și azi mă sărbătoresc tu și care mă iubesc.
prietenii frați, surori cu nați, la olaltă adunați. Se petrec și-mi cântă în cor, la mulți ani din partea lor. Prietenii frați, surori cu nați, la olaltă adunați. Se petrec și-mi cântă în cor, la mulți ani din partea lor. Mă petrec și sunt voios. Mi-este ziua și mai bine, că-am prietenii cu mine. Astăzi mă simt norocos. Mă petrec și sunt voios. Mi-este ziua și mai bine, că-am prietenii cu mine. Prietenii frați, surori cumnați, la olaltă adunați. Se petrec și-mi cântă în cor, la mulți ani din partea lor. Prietenii frați, surori cumnați, la olaltă adunați. Se petrec și-mi cântă în cor, la mulți ani din partea lor. Buna să ciocnim, să gulim paharele și-apoi da-mi genele. La mulți ani tot să trăim, cu vin buna să ciocnim, să gulim paharele și-apoi da-mi genele. Prietenii frați, surori cumnați, la olaltă adunați. Se petrec și-mi cântă în cor, la mulți ani din partea lor. Prietenii frați, surori cumnați, la olaltă adunați. Se petrec și-mi cântă în cor, la mulți ani din partea lor. Mulțumim frumos, ce piesă frumoasă, așa cu fața la cameră, să nu stăm cu spatele la telespectatori. Mulțumim tare, tare mult. Această piesă mulțumesc. Cu siguranță a fost pentru sufletul dumneavoastră. Sigur. Să vă răsplătiți prietenii care vă sunt alături de fiecare dată. Ei bine, ia să vedem, pentru că tot este soția în culise și vreau să mă ajutați dumneavoastră, mai este cu un fundal așa mai romantic. Înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun? O declarație, să vă uitați acolo la cameră, dacă mă pot ajuta și colegii de la camere cu un cadru așa, pentru că are o soție minunată. Ia, haideți să vă ascult. Ce pot să-i spun? Că o iubesc din tot sufletul pentru fetița care mi-a dăruit-o și ce să mai, le iubesc. Uitați, emoțiile, știți că are lacrimi în ochi. Iată, simțiți când a spus aceste cuvinte și vă apreciem din toată inima. Mulțumesc. Aveți o familie deosebită și să vă trăiască cu toții. Mulțumim maestră și dumneavoastră. Haideți să și le aplaudăm, bineînțeles. Mulțumim tare, tare mult. Și mergem mai departe cu solista formației. Haideți alături de mine, doamnă scumpă. Ce mai faceți dumneavoastră? Sunteți bine, da? Bine, ce n-ați pregătit acum? O horă, o sărbă, ca să știm și noi să ne distrăm, nu de alta, dar... Pentru început, nici horă, nici sărbă, pentru toate doamnele, pentru toți domnii care își vor scoate soțiile la un restaurant, la cârciumă din cartier. A, ce frumos! Așadar, haideți să vă ascultăm, mă, cu drag, să nu mai ținem pe cei de acasă în suspans, formația Marian Viteză! We'll be right back.
vreau astăzi seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o veție, am mai iubit niște femei. Nu m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaș ca mă trăbor de praf de stele și cu surciu fără cusur. Și când adon spre dimineață, când reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi tare mult, iată, muzică de calitate în această seară alături de dumneavoastră. Ce mulțumim. Voce deosebită, mulțumesc. Ce prezență impecabilă, mulțumim tare, tare mult și noi. Și cred că este momentul să luăm și noi așa o scurtă pauză de publicitate. Ce ziceți? Perfect. Da? Foarte bine, așadar, publicitate și revenim imediat, rămâneți alături de noi. Am revenit, dragii mei, alături de dumneavoastră și vreau să vă spun că este o atmosferă incendiară. Am dreptate, dragii mei, dreptate, așa spuneam și eu. Ne distrăm aici cu toții, alături de colegii noștri de la camere, pe care haideți să-i și aplaudăm pentru că ne susțin de fiecare dată și ne ajută. Cătălin Lepădatu, Marian Zanfiroiu și Florin Șontea, mulțumim, dragii noștri, că ne susțineți și continuăm cu dumneavoastră, maestre. O piesă pentru telespectatori, ia să vedem. Acum urmează o horă. O horă, făcută de mine și sper să vă placă. Cu siguranță, nici eu nu mă îndoiesc de acest lucru. Da. Ia să vedem dacă aveți pe cineva de salutat de acolo, de acasă, care ne urmăresc salut în acest moment. Salut pe mama, salutăm. Frații mei, surorile, nepoții, prietenii și fanii mei. Și fanii, da. Să ne trăiască toată lumea, bineînțeles, și să trăim și noi pe lângă ei, bineînțeles, da. Așa că haideți să vă ascultăm, așadar, Taraful Marian Viteză!
foarte, foarte frumos, maestre, ce melodie de joc, așa, pentru că este și o perioadă foarte frumoasă, luna martie. Da, asta a fost cea mai nouă melodie. Sălătăreață, am înțeles, așa, am înțeles. De joc. Da. Foarte, foarte bine. Bineînțeles că prind foarte bine și piesele de suflet ajung inimile tuturor telespectatorilor, da, da, da. Și este important toate să ne adresăm frumoase tuturor, bineînțeles. Da, da, da. Mulțumim tare, tare mult și continuăm cu Nicoleta Badea, draga mea, haide, vin alături de noi până te vei pregăti tu cu formația. Eu am să-i anunț pe telespectatori că ne pot găsi pe pagina noastră de Facebook, Diana și invitații săi, Columna TV Oficial, și pe site-ul televiziunii Columna, acolo unde știți că postăm activitățile emisiunii, bineînțeles, ne puteți urmări și live și vă mulțumim pentru toate lucrurile frumoase pe care ni le spuneți de fiecare dată și pentru că intrați de fiecare dată în legătură telefonică directă cu noi, într-un număr foarte, foarte mare. Ne-am bucurat, iată, de foarte mulți telespectatori și vă mulțumim mult pentru aceasta. Draga mea, dacă ești pregătită, ești pregătită? Da? Ia să vedem. Ești pregătită, da? Da, 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 sunt pregătită. Foarte, foarte bine. Parcă n-am iubit-o eu, parcă n-am iubit-o eu, of, of. Și vorbește, dușmănește, ca să nu mai trănădește. Parcă n-am iubit-o eu, parcă n-am iubit-o eu, of, of. Și vorbește, dușmănește, ca să nu mai trănădește. Promotă-te la bancă, neică, dacă sunt dragă, promotă-te la bancă. Și ia roche de tafta și pantofi de catifea, of, of. Și du-mă în mahala să mă vadă maica ta, mă. Și ia roche de tafta și pantofi de catifea, of, of. Și du-mă în mahala să mă vadă maică ta, măi. Mulțumim! Mulțumim, draga noastră, ce frumos ne-ai cântat, ce voce caldă și frumoasă ai, mulțumim tare, tare mult și live ne-ai cântat așa la microfonul acesta. Mulțumesc frumos! Noi îți mulțumim și te felicităm atât pe tine cât și pe taraful Marian Viteză. Mulțumim încă o dată și continuăm cu domnul Ciprian Bălan, unde sunteți? Aici erați foarte, foarte... N-aveați de ce să vă pitiți, că noi nu mâncăm, să știți, adică suntem liniștiți. Bun, ce ați mai făcut dumneavoastră în ultima perioadă? Știu că ați avut foarte multe evenimente și înregistrări și apariții, da, TV. Muncim, muncim într-un... Cu drag și spor? Cu drag și spor. Pe placul telespectatorilor. Pe placul tuturor, da. Am înțeles, foarte bine. Și pe viitor ce vă propuneți să realizați? Păi tot, să muncim, să mai lucrăm câteva piese. Piese. Tot pentru... Bineînțeles, pentru publicul telespectator care ne impulsionează de fiecare dată să mergem înainte. Bun, acum... Vă invităm la cântat, ce ziceți, sunteți de acord? Sigur. Sigur, așa, vă vreau curajos și plin de viață, așadar, Ciprian Bălan! Lângă mine, că nu treci o sărbătoare fără să ciupi pahare. Soartă nu mă
mă cer cu tine, că n-am frații lângă mine, că nu treci o sărbătoare fără să-ți urc din pahare. Sărbătoare cu noroc, măi, ne-a dus pe toți la un loc, măi. Din colțuri îndepărtate, strânge acasă sora frate. Sărbătoare cu noroc, măi, ne-a dus pe toți la un loc, măi. Din colțuri îndepărtate, strânge acasă sora frate. Sola-i una pentru alta, fratele, frate rămâne, toți uniți pe această lume. Oriunde ne-ar duce soarta, sola-i una pentru alta, fratele, frate rămâne, toți uniți pe această lume. Sărbătoare cu noroc, măi, ne-am dus pe toți la un loc, măi. Din colțuri îndepărtate, strânge acasă soră frate. Sărbătoare cu noroc, măi, ne-am dus pe toți la un loc, măi. Din colțuri îndepărtate, strânge acasă soră frate. Trage. Suntem pe viață legați, trei surori și cu doi frați. Sângele apă nu se face, soră lângă, frate trage. Suntem pe viață legați, trei surori și cu doi frați. Sărbătoare cu noroc, măi, ne-am dus pe toți la un loc, măi. Din colțuri îndepărtate, strânge acasă soră frate. Sărbătoare cu noroc, măi, ne-am dus pe toți la un loc, măi. Din colțuri îndepărtate, strânge acasă soră frate. Mulțumim tare mult, meritație din plin toate aplauzele noastre. Ce piesă frumoasă pentru toți frații pentru și pentru toți frații care se iubesc, pentru surorile mele. Aveți și dumneavoastră. Meu, nu a, ce frumos. Păi, îi salutăm. Dedicație. Unde sunt plecați? Sunt făcute. Păi am o soră în Elveția, una în Germania. Oh. Aici aproape. Vrem și noi în Elveția, ne lași și pe noi. Mare drag, ce frumos, mergem, da. Facem vrem toată echipa. Păi. Oh, așa, da. Treabă, veniți și voi, dragii mei. Cu mare drag, toată lumea, păi. Foarte bine, așa și trebuie să fim în familie, mergem nu? Mergem în echipă, păi da. Mergem în... avem echipă, avem valoare, aia mare. Ia să vedem o întâmplare hazlie, pentru că sunt convinsă de faptul că vi s-au întâmplat destul de multe pe parcursul anilor de când dumneavoastră cântați. Știm cu toții că emisiunea este de divertisment și de aceea mai vrem să aflăm și noi câte ceva așa de la dumneavoastră. Hazliu, ce să spun? Odată am plecat la o nuntă, ca să zic așa. Am trecut, am luat colegii, pe cel cu stația, pe cel cu acordeonul, pe cel, da. Am plecat, am ajuns acolo, hai să montăm, am montat, am aranjat, hai să facem primire. Cum e domnul Marian aici de față, hai tu, colegul cu acordeonul, te rog să te apuci să facem. Păi stai că nu știu unde am pus acordeonul, stai să vedem pe unde o fi, că stai că...
El și-l uitase acasă. El a venit, s-a urcat în mașină și ne-am trezit acolo că n-avem cu ce să facem treabă. Aoleu, păi dar aveați organism, nu? Păi sau aveam cum? Organism, dar fără acord, el a, era normal. Baza, ca să zic așa. Dau seama. Păi și până la urmă s-a întâmplat. L-am trimis înapoi acasă să facă și noi am rămas acolo ca să vedeți ce... Ce întâmplare. Om serios am. E, nu, mai spune. Să vedeți într-o sâmbătă cu formația live, ce da, ziceți dumneavoastră. A fost o provocare așa pentru dumneavoastră. Cu mare și drag venim, cu mare și drag. Și cu prietenii meu. Dumneavoastră organizați o emisiune, ce ziceți? Sunteți de acord? Cu mare drag. Și aveți grijă să nu uitați acordul. Nu. Și nici stația. Și nici. Bun, foarte bine. Mulțumim tare mult. Continuăm cu dumneavoastră, maestre. Haideți aici alături de mine un om absolut minunat. Sunteți bine, da? Pregătit? Da, suntem bine. Puțin obosit că este am avut și treburi normal. Astăzi cu ceva înregistrări. Cu... Bun, ne pregătiți ceva nou, deci. Cu Anda. Da. Sigur, o invit alături pregătim de mine. Pregătim ceva nou. Veniți, doamna mea, alături de mine. Avem două piese noi care sunt, trebuie am să înțeles. Iasă. Sunt, da. O să fie calde când da, o să... Da, da. Să veniți aici la noi să o le să facem prezentăm în premier. Foarte bine, abia așteptăm. Da, da, da. Cum petreceți dumneavoastră de 1 martie? De acolo, de acasă, domnii vă urmăresc și poate cine știe, cine de știe. De 1 martie? De 8 martie, de 8 martie, de 8 martie. Păi de asta mă gândeam. Păi da. De 8 martie petrecem să vă încântăm pe dumneavoastră, cei de acasă. Ce mai bine așa, cum îșa de bine unui artist să încânte publicul. Dar așa, pe cineva special, nu aveți dumneavoastră? E... Da, copiii, soțul. Copiii, salutăm. Îi salut pe toți. Și transmite soțului. Că-l iubesc foarte mult. E, ce frumos! Haideți să aplaudăm! Pentru că dragobetele a trecut, dar noi continuăm, bineînțeles, petrecerea. Noi ne iubim toată viața. Noi ne iubim toată viața, că așa este și frumos, nu? Bun, vă mulțumim foarte mult și... Vreau să spun că sigur. O iubesc și eu pe cățelușa mea, Veronica. Am o cățelușă acasă. Îi transmit salutări. Și... Mă înțelegeți bine? Plânge dacă nu mă vede... A, dar să o pune să se uite da. La televizor, vă da. Rog foarte păi nu, mult. Păi nu, că ea se uită. Se uită, da, nu da. Serios. Da, Veronica se numește. De ce nu aduceți și pe aici? Păi data viitoare promit că o aduc. Facem o ediție da. Specială, cu da, da. Special pentru Veronica. Da. Haideți să vă ascultăm, haideți da, aici mulțumesc. Alături de mine în față, Taraful Marian Viteză! Thank you.
Foarte, foarte, foarte mult, ce frumos să ne ascultați și de această dată. Iar acum vom lua o scurtă pauză de publicitate. Băiatul
fata sa și mâna ea sărută. Nu mai plânge maica mea, că eu însă norata, măicuță, măicuța mea. Măicuță, măicuța mea, da. Te așteptam să fii cu noi, mamă pentru amândoi, măicuță, măicuța mea. Mulțumim tare, tare mult! Iată o melodie de suflet, o melodie pentru noi, pentru târgovișteni. Vă mulțumim normal tare mult că ne-ați dat această posibilitate să ascultăm și melodii din repertoriul marilor artiști, precum Ileana Sărăroiu și mulți alții. Și eu vă mulțumesc și pentru toți telespectatorii minunatului post de televiziune Columna. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm cu drag pe la noi, oricând doriți dumneavoastră și când aveți timp, pentru că știm că sâmbăta este mai greu să vă prindem, sunt foarte multe evenimente și cu siguranță știu cei de acasă acest lucru. Acum continuăm din nou cu domnul Ciprian Bălan. Sunteți gata? Da, foarte bine! Haideți să vă ascult. Aș vrea să mai salut și eu un om drag mie și pe domnul Nelu Miron. Îl salutăm, cum să nu? Cu dumnealui am debutat aici la noastră în emisiune și vreau să-i spun că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și face. Și este un om într-adevăr minunat și a promis că o să mai vină la noi în emisiune. Îl așteptăm cu mare, mare drag și îi mulțumim totodată pentru că de fiecare dată ne este alături și niciodată n-a spus nu. Dumnealui de fiecare dată a fost prezent, chiar dacă a putut, chiar dacă nu a putut. Și sunt rar așa oameni ca dumnealui și ca dumneavoastră și ca toți invitații noștri de fiecare dată. Haideți să vă ascultăm acum ce? O melodie pentru sufletul meu, o melodie pentru tatăl meu care din păcate nu mai este. Melodie de suflet, da, așadar în care v-ați transpus gândurile și gândurile sentimentele. Gândurile și sentimentele, da. Bun, păi haideți atunci să vă ascultăm Ciprian Bălan! Tatăl meu înger ceresc, din suflet îți mulțumesc pentru fiecare sfat ce în viață tu mi-ai dat. Tatăl meu înger ceresc, din suflet îți mulțumesc pentru fiecare sfat ce în viață tu mi-ai dat. Sunt ce ți-ai dorit și-aș vrea să fii fericit. Vreau să fii tăicuțul meu, mândru de băiatul tău. Astăzi sunt ce ți-ai dorit și-aș vrea să fii fericit. Vreau să fii tăicuțul meu, mândru de băiatul tău. Deasupra tuturor.
și-aș vrea să fii fericit. Vreau să fie tăicuțul meu, mândru de băiatul tău. Astăzi sunt ce ți-ai dorit și-aș vrea să fii fericit. Vreau să fii tăicuțul meu, mândru de băiatul tău. Stată prea devreme să mă vezi plin de putere, dar știu că de acolo de sus te bucur, tată, nespusă. Te-ai stins, stată prea devreme să mă vezi plin de putere, dar știu că de acolo de sus te bucur, tată, nespusă. Astăzi sunt ce ți-ai dorit și-aș vrea să fii fericit. Vreau să fii tăicuțul meu, mândru de băiatul tău. Astăzi sunt ce ți-ai dorit și-aș vrea să fii fericit. Vreau să fii tăicuțul meu, mândru de băiatul tău. Ce melodie de suflet! Cu siguranță tatăl dumneavoastră a fost și este în continuare mândru de dumneavoastră și de realizările pe care le aveți până în prezent, de familia frumoasă, de faptul că sunteți un artist cunoscut și aveți o prezență încântătoare și de asemenea o voce încântătoare. Mulțumesc, vrem să vă mulțumesc. Felicităm din suflet. Pe noi ne-ați emoționat aici în spate, da. Cu ochii în lacrimi, pentru că piesele de suflet, cum spuneam, sunt foarte, foarte bine și sunt cele mai căutate, de altfel. Ele reflectă realitatea de fiecare dată. Da, așa este. Mulțumim. Și noi, v-au trecut emoțiile sau încă sunteți? Așa, nu e nicio problemă. Păi ca să vă treacă, ascultăm Taraful Marian Viteză. Ca să ne mai revenim puțin, maestre, ia ziceți. Mai facem o piesă frumoasă. Încă o piesă frumoasă. Să ne revenim puțin, ceva de joc. Să ne revenim puțin. Da. Am înțeles. Să revenim așa cum suntem, bă, noi de fiecare dată. În forță, să fim alături de Taraful Marian Viteză. Thank you.
Vă mulțumim foarte mult, într-adevăr, o piesă foarte, foarte, foarte frumoasă. Asta a fost o piesă mai de suflet. Mai de urmează suflet. Urmează una mai în viteză. Mai sărbesc. Dar de unde vine numele acesta de viteză? Nu știu. Așa mi-a spus un coleg care se numește Ioniță Gură de Aur și îl salut pe această cale. Cântă cu vioara, e mai în vârstă decât mine, m-a luat de când eram mic. M-a susținut de mic. Așa, și copil. Îmi plăcea să cânt așa, la viteză, la să zic așa. Și așa mi-a zis de viteză, Marian Viteză. Ce frumos, da. Ce poveste, iată. Haideți să îl aplaudăm foarte, da. Foarte bine. Și mai luăm o scurtă pauză de publicitate, ce să facem? Da. Că... Trebuie. Da. Trebuie, binevenită publicitate, da. Și revenim. Am revenit, dragii mei, alături de dumneavoastră și de maestrul Marian Viteză. Aveți niște planuri de viitor, eu vă auzeam în culise cu... Da, am glumit. Am înțeles. Glumă, dar mă mai luăm și serios. Nu se știe, da. Nu se știe ce va fi, nu se știe ce ne rezervă viitorul, nu? Cine știe, poate. Continuăm cu Nicoleta Badea, draga mea. Hai de alături de noi, dacă vrei și tu să ne mai spui ceva cu mare drag, cu fața la cameră, așa, pentru telespectatori. Păi, ce să spun, vizionare plăcută tuturor. Vizionare plăcută. Asta ne dorim și noi, așa că te ascultăm, draga noastră, alături de maestrul Marian Viteză. Sigur că da, live. Și dimineața, mândra mea, și-am să iubesc toată viața. Și seara și dimineața, mândra mea, și-am să iubesc toată viața. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată n-o pot ca să-i uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. La doi ochi negri eu mă gândesc. Dă-n gurița ta că mor după ea, dă și ochii tăi că eu mor de ei. Dă-n gurița ta că mor după ea, dă și ochii tăi că eu mor de ei. Și eu mă uit la tine. Ce te faci că nu mă vezi, mi-e mândra mea, dar din ochi nu mă mai pierzi. Ce te faci că nu mă vezi, mi-e mândra mea, dar din ochi nu mă mai pierzi. Doi ochi negri eu am iubit și niciodată nu pot ca să-i uit. Oriunde merg, unde pășesc, la doi ochi negri eu mă gândesc. La doi ochi negri eu mă gândesc. Dă-n gurița ta că mor după ea, dă și ochii tăi că eu mor de ei. Dă-n gurița ta că eu mor de ea, dă și ochii tăi că eu mor de ei. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, draga noastră! E, ce piesă de dragoste! Dar cui eu de nici tu, draga mea? Cu siguranță ai pe cineva. Tuturor îndrăgostiților. Să fie pentru toți. Dar și tu ești îndrăgostită, draga mea. Haide, bineînțeles, știi, eu, că știu, sunt îndrăgostită, știu. Na, ca oricare, nu? Și iubitului tău ce-i transmit? Ce să-i transmit iubitului meu? Îl iubesc, țin la el foarte mult și ce să zic? Asta este. Mai mult de atât. Deci asta este, draga mea? Băi, asta este. Să ne vedem la nuntă. Și la nuntă, și la tine, și la mine, și la toată lumea. Doamne ajută! Avem tot timpul în față. Bineînțeles. Știi cum este? Dragul meu, Cătălin, în această seară este foarte, foarte, nu știu, așa distrat. Nu e așa, măi, Cătălin, colegul nostru de acolo, din culise. Continuăm programul nostru cu dumneavoastră. Făceați aici niște exerciții, da, da, da. Nu? Fac o piesă la viteză acum. La viteză! Specială pentru dumneavoastră. Special pentru toți telespectatorii. Așa să fie. Pentru toți prietenii. Așa. O piesă sârbească.
Oh, sârbească foarte, foarte bine. Păi vă ascultăm cu drag Taraful Maria în viteză. Asta, că foarte mult. Nu-i așa, dragii mei? Caietele pe jos, ca să jucăm. Așa. Asta am vrut să și facem. Ca să ne simțim în largul asta nostru. Asta e frumos. Mulțumim. Adrenalină. Adrenalină la maximum. Da, nu? Da, da. Înțeles că așa și trebuie. Haideți dumneavoastră alăturie de mine în față. Sunteți pregătită, live, așadar? Foarte pregătită. Ce ne-ați pregătit? Rău mă dor, ochii mă dor. Aoleo, ce ne dor și pe noi ochii de la reflectoarele astea de aici din studio. Ne-am nedorocit. Păi, tocmai de-aia. Ne dor ochii. Haide să vă ascultăm. Da, după ce o să vă ascultăm, nu o să ne mai doară ochii. O să vedeți ce bine o să ne simțim. Așadar, Taraful Marian Viteză. Mă dor ochii, mă dor de lumina stelei.
Mulțumim, dragii noștri, și mă duc și mă cobor jos la mândra, la izvor. Ce să facem? Așa mai trebuie să facem, nu? Pentru că avem niște colegi foarte, foarte dragi sufletului nostru. Haideți să le dedicăm o piesă. Nu știu, ei vor așa o manea, da, dacă se poate. Sau, nu știu, o manea așa, la solicitarea colegilor noștri, cu dedicație pentru ei, pentru că vor și ei să ne răsplătim munca pe care o depun de fiecare dată. Nu-i așa, măi, Maria? Ia să vedem. Până vă pregătiți, ce ziceți? Când? Foarte bine! Așa să fie, maestre, muzica! Sunt ca frații pentru mine. Beau cu prietenii mei și nu sunt pervers cu ei, și la rău, dar și la bine. Sunt ca frații pentru mine. De-aia mor dușmanii, toți dușmanii, unde ne bădă, ne fac loc. Că noi ne iubim ca frații, noi suntem pe primul loc. De-aia mor dușmanii, toți dușmanii, unde ne bădă, ne fac loc. Că noi ne iubim ca frații, noi suntem pe primul loc. Hai, Mariană! Am jurat noi între noi să nu dăm pas înapoi, și atunci când dăm de greu să ne ajutăm mereu. Am jurat noi între noi să nu dăm pas înapoi, și atunci când dăm de greu să ne ajutăm mereu. De-aia mor dușmanii, toți dușmanii, unde ne văd, ne fac loc. Că noi ne iubim ca frații, noi suntem trupa de șoc. De-aia mor dușmanii, toți dușmanii, unde ne văd, ne fac loc. Că noi ne iubim ca frații, noi suntem trupa de șoc. Așa, da, vă mulțumim foarte mult. Noi suntem trupa de șoc. E? În sensul bun al cuvântului, normal, bineînțeles. Mulțumim din toată inima. Colegii noștri au fost foarte bucuroși. Dacă ați observat acest lucru, le-ați adus zâmbetul pe buze, pentru că au avut parte de o zi plină de muncă și acum s-au relaxat și ei. Normal, nu? Normal. Și sincer nu mă așteptam să... Da, 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 cum sincer, să nu? Într-o emisie... În costumația care este Anda. Nu, telespectatorii înțeleg, da, pentru că emisiunea este de divertisment, da, este spontană, așa că nu este pregătit colegilor nimic. Bineînțeles, da, pentru colegii noștri cu dedicație specială. Dragii noștri, vă mulțumim tare mult pentru prezență. Ne-am simțit minunat alături de voi, ca de fiecare dată, bineînțeles. Mulțumim, Nicoleta Badea, draga noastră, dacă vrei să ne mai spui ceva. O să vin oricând, mă chemi. Mă bucur tare, drag, tare, tare mult și știi că mi-ești foarte și dragă. Eu. Mulțumesc frumos. Domnului Ciprian Bălan, la fel, și mii de mulțumiri. Și eu vă mulțumesc frumos și o să vin de fiecare dată când mă invitați. Foarte, foarte, foarte bine. De-abia vă așteptăm și să veniți cu formația, așa cum ne-ați promis. Sigur. Live, sigur, să fie o ediție specială. Okay. Mulțumim tare mult, de asemenea, tarafului Marian Viteză, pe care vă invităm totodată să-i contactați pe Facebook, bineînțeles, taraful Marian Viteză. Pe Facebook, Marian Viteză Evenimente, sau pagina oficială, taraful Marian Viteză. Și încă o dată încerc scuze că n-am putut să vin cu toți colegii mei. Am venit este în formula asta că... mai... mică, mai restrânsă, da, da, da. Vă dați seama că... Este greu, bineînțeles, noi vă înțelegem, da, perfect. A fost ceva mai... complicat. Repezel, așa. Am dar înțeles. O să venim cu... formula completă. Tot sistemul. Știu că aveți și țambal în, da, taraful dumneavoastră. Da, cum, deci nu? Clienții noștri
orice vor, aia avem, nu e problemă. Foarte, depinde, foarte bine. Depinde după, de... Știți cum e, după buget. Da? Cum și spune după buget. Un, vine un ginere la mine și spune, domne, am și eu atâția bani. Trebuie să ne cadrăm după... Bugetul respectiv pe care vi-l, da, vi-l acordă. Deci avem de toate informații. Uite și manele. Cântă Anda, se schimbă în luci și cântă manele. Nu, în luci. Oricum arătați foarte bine. Aplauze, da, dragilor. Da? Da, da, da. Arată foarte, foarte, foarte bine. Mulțumim, da, încă o dată și cu drag vă așteptăm pe la noi. Și o să mai revenim când aveți timp să ne chemați în emisie. Cu siguranță dumneavoastră, da, să aveți timp și asta e cel mai bine. Și mulțumim și Mădălin, domnului Viteză, Mădălin, este băiatul meu, să vă trăiască și să vă aducă... Și el este puțin obosit că a muncit la studio cu noi și ne-am trezit de dimineață, de la 8. Oh, ce să zic. Aveți activitate bogată. Da. Da. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumim. Sperăm să le fi plăcut emisiunea, da, și celor de acasă, pentru că ei sunt tot cei mai importanți pentru noi, la fel ca și invitații, bineînțeles. Așa că vă mulțumim, dragilor, că și de această dată ne-ați fost alături. Nu uitați că vă dăm întâlnire și data viitoare, de la aceeași oră, ora 18, alături de invitații de seamă, așa cum v-am obișnuit și până acum, cu muzică de calitate și cu divertismentul, care va fi garantat de fiecare dată și vă asigur de acest lucru. Bineînțeles, mulțumim încă o dată echipei tehnice, invitațiilor și dumneavoastră. Voastră, Diana Berbec este numele meu, iar pe final de emisiune, Constantine, Constantine, câte mândri ai luat cu tine, o să vă cânt și eu, bineînțeles, dacă mai sunt și invitații de acord. Cum să nu? Da? Mulțumim mult! Așa că la revedere! Așa, așa. Și mă uit la tine, ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă ca în tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, udă-i că m-așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, udă-i că m-așa pe tine. Așa, așa. Constantine, Constantine, udă-i că
ajuns.